Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc din tren chiar în acest moment, fraților, dacă vă duceți... Nu face asta. Dacă sunteți cumva prin județul Bacău, țineți-vă bine de bară. Există un pod CFR, Căi Ferate Române, în județul Bacău, peste care trec zilnic zeci de trenuri și care este sprijinit pe laterale cu proptele, cu bârde de lemn, proptele oblice de lemn, nu cred că n-ați văzut niciodată. Cum era, de exemplu, cum era gardul PNL de pe Bulevardul Aviatorilor din București, fost noi... PDL. Dar l-au reparat, înțeleg. Aia e gardul de la partid, la partid s-a reparat. Da. Deci gardul ăla care era de pe vremea regelui stătea într-o rână pe dreapta, așa, și au pus niște bârne să nu cadă pe cine trecea. Uh-huh. Ăla l-au reparat, în schimb, podul ăsta nu. Deci băi, imaginile... Podul arată, zici că e de pe vremea lui Ștefan cel Mare, asta da. E senzația mea. Deci... Și că au pus proptelele alea, știi, când vin turcii, da. Numai să și dau, îi dau un șut... Și exact. I-am fugit. O trăviți fântânile, de rămas podurile. Luați proptelele. Mă, pe cuvânt, zău, imaginele sunt năucitoare. Deci e un pod de piatră cu un arc roman așa. De unde și vorba, podul de piatră s-a dărâmat. Da, e are o cheie de boltă frumos și pe sus linia de cale ferată. Dedesubt e o râpă, sunt așa vreo 6-7 metri adâncime din câte estimez eu. Pe laterale 4 bârne de lemn, vechi. Se vede și bârnele, sunt... adică... Da, n-a întreținut nimeni lemnul ăla. Sunt potrivite oblic ca proptele în alte două sau trei bârne puse orizontal pe marginea de sus a podului și totul e curbat. Adică se vede că a început să se lase, știi? Păi cuvânt, este ceva înspăimântător. Eu nici cu bicicleta n-aș trece pe acolo. Deci asta a fost la un moment dat, în urmă, probabil cu vreo 40 de ani, o intervenție temporară făcută ca la carte, eternizată, deci. Că în România ce e temporar e pentru totdeauna. Relatează despre această situație publicația G4 Media, care spune că podul acesta se află pe raza regională CFR Galați, secția L5 Târgu Ocna. Și unii cetățeni din zonă au făcut sesizări către această regională, spunând, domnule, stă să cadă, faceți ceva, nu e în regulă. Răspunsul a fost că podul nu e în pericol, n-are nicio problemă cu el. Măcar ar putea să-i pună o tăbliță, cel mai vechi pod din Europa. Încă funcțional. Știi cum se fac de-astea turistice? Nu se știe când. Duci oameni să vadă, uitați, domne, podul ăsta e podul. Dar tu vrei să faci turism? Da, dar cu 400 de ani. Da. Bravo. Eu aș vinde bilete în locul tău. Și încă funcționează. De fapt, ăștia chiar vând bilete. Da. Știi, da. Pentru senzații tari. Nu știi niciodată. E roller coaster. Da, loterie, practic. Nu știu, bun. Deci, băi, nu îmi dau seama. Adică dacă CFR zice că nu e nicio problemă, eu sper că CFR știe că de asta îi plătim pe oamenii de la CFR, de asta sunt angajați acolo, ca să se priceapă, nu ca noi. Noi suntem vai de capul. N-a căzut ăsta de la noi din București. Ăla, de s-a tot discutat despre de la Bucureștii Noi, cum se cheamă. Da, domne, n-a căzut ăla, că n-a căzut ăla, nu se cadă altul. Nu, adică de ce? Și apropo că ai zis de roller coaster. Ăla e riscant în fiecare zi, poate să cadă. E... Aici... Tot ce au pus, tot ce au văruit, a căzut. Deci, adică... Lasă-o că nu dă-te-n cu ea, lăstăm noi. Structura să fie. Tu știi foarte bine că ești fan. Roller coasterele cele mai apreciate, astea sunt de lemn. Adică acolo plătești ca să te dai pe ăsta care scârție, să pădure. Uite, aici mergi la noi cu trenul, ai inclus în preț o experiență de felul ăsta. Bine, noi o să facem în felul următor. Admitem că nu ne pricepem și că poate podul este super sigur, dar imaginea este fenomenală. N-am văzut așa ceva în Europa civilizată, nicăieri un pod pe care trec trenurile sprijinit cu bârne de lemn. Crezi că fac parte de distracții la Târgu Ocna? Băi, eu știu ce o fi aici, da, poate cine știe, o fi ceva de genul ăsta, par horror. O să punem imaginile pe Facebook și pe pagina noastră Europa FM, vă uitați voi și ne spuneți voi dacă vi se pare ok sau nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.